de la Iași la Ungheni, datorită faptului că vecinii noștri din Republica Moldova între timp au proiectat și au și construit varianta de ocoliere Ungheni în Republica Moldova cu partea de nord a orașului Ungheni, nu în sud, cum a fost prima înțelegere. Noi acum trebuie să și am făcut toate documentele pentru modificarea, de fapt, completarea studiului de fezabilitate de la Iași la Ungheni în jur de 20 de kilometri. Toată documentația este în curs de promovare și cred că până la sfârșitul lunii sau februarie va fi trimisă la ANAP. Sunt bani de proiectare, sunt prinși în master plan la poziția autostrăzii Târgu Neamț Iași Ungheni.